toți fanii mei, vreau să vă spun că ne-am aranjat să plecăm la țară, la Bogdan, la tata lui, la familia lui și după aia mergem la familia mea, la patroana și la Leo. Ca să ne împăcăm pe toți, nu? Da, nu e ceva normal pentru că așa e bine, știți cum e, a doua zi de Crăciun să da. Pleacă. Am luat aici să le ducem și noi ce-am pregătit. Ne ducem și noi ce-am pregătit. Asta e, nu? A, vezi că se răstoarnă, pune invers. Așa trebuie să iei. Da, invers. O, și cum e? Te-ai vă răstornat-o. Și alea trebuie să ducem bună, da. Nu? Da, să... Hai, ai luat cheia. Hai, acum o să plecăm la țară, da. O să scuie bine. Da, bună seara, prieteni, suntem aici la Albătrân, cu doamna Viorica aici. Spune ceva, doamna Viorica. Da, ce să mă rezvine? Da. Am două nipoate. Am mutat Crăciun fericit la toată lumea. Vă pupăm. A apărut acum în Franța și stăm și noi aici la o masă. Tu cu frate, cum trebuie. Uite ce făcut cu frate, aici ceva bun, zău. Uite aici pe domnul Șeu. Uite ce a făcut cu frate, mi. Da. Ce a făcut cumnatul meu, ceva cumnată, un urcan bun la grătar. De la Strehaia. I-a dus și aia, cum să-i spune. Bă, da, bună, fratele meu. O bucată de rânză, nu știu, dar e prea sărată. Asta bună, merge zău. Cu berea, nu? Normal. Da, da. E sărată, prea sărată. E bună? Da. Hai, la mulți ani să vă dea ce să vă dea. La mulți ani, Doamne ajută, sănătate. Vă trăiesc copiii și tot ce doriți. Mai mare. Pune masa aia mai mare. Asta da, e pus mie mic. Dar cum ai filmat? În jos ai filmat? Da, nu mod. Mai bagă 5 minute și gata. Bun. E bună curca. Da, unde a pregătit-o Bogdan. E bună, a ieșit foarte bună. Dar ziceam să nu mai pregătim curca, știi de ce? Că vreau să mă duc în Dubai și nu. A zis că mă duce, după aia zicea că nu mă duce în Dubai. Da, e și bună. Biletul ce-a gătit fratele meu, e bucătar. E plătit, nu? A, da, păi de-aia am preparat bună. Curca, nu? O să vină și vărul. Am pregătit. Dar mergem normal. Păi da. Bun, bă. Bă, făcut cumulată mea, uite, vărul meu, curcă. Domnite de la Strehaia, venit aici la Caraula. Da, s-a plimbat da. Strehaia, Craiova, Caraula. Iată de aici, i-a făcut. I-a dat drumul de la Strehaia. De la Craiova și-a venit la Caraula. Da. A aterizat aici, la Caraula, cu licopterul. Da. Atent aici. Îi mulțumim lui Cruscu că ne-a dat curca. Da, să ne-a Dumnezeu sănătate bă, da, bă, și tot ce dorește. Da. A fost foarte bună curcă bă, și meu, a ieșit. Vă mulțumim. Super. Bună, și zonă. Pentru rânza de la soacra, de la patroana. Da, de la patroana. Da, mai are de dat, mai are de dat. Bine. Dreptă, mă, m-am săturat. Suntem aici. Aici, aici. Gata. La mulți ani. La mutat, tataie! Cine mă? Tu care culeaică! Aaaa, frate, pizza mea! Nu rugă! La mutat, la mutat! La mutat, s-au rugat să note! Aha, tataie! La mutat, la mutat! La mutat, cum la tău! Să treci pe la noi, pe la România! Te așteaptă și cumnata ta aici. Să vii de anul nou. Cine e? Cumnata? Da. Cumnata, vezi că te vede toată țara acum. Să trăiești. Să fii sănătoasă, să ajută Dumnezeu să vii și tu acasă la anul. Să faci Crăciunul cu noi aici. Să venim și noi acasă cu Mercedes, cu BMW. Da, să vii din Italia, de acolo unde ești. Cu elicopter să vine acum. Poate vii cu avionul. Eu mai e Mercedes și BMW. Hai cu că mai stăm. Gata, hai că mai stăm. Îți place? Hai că șapte copii. Hai. Bogdan, ce faci? Că m-a prins aici de telefonul să vorbești cu fanii tăi. Ce faci? Da? Da. Păi n-am fost atent, că tu numai așa filmezi, pe furiș. Zic, că vreau să te filmez ca Cristi Marin. Ca Cristi Marin. Să fur vizările. Doamne, că... Ia zic, că să ai vizări acum, să se uite lumea de la tine, de Crăciun. Zici ceva de Crăciun. Ce să vă spun, prieteni, vă doresc sănătate multă, Doamne ajută să fiți sănătoși și alături de cei ce faci aici? Ai fer curcanul? Nu? Am fert un curcan aici. Păi tu l-ai fer, că eu n-am vrut să-l mai fer, că nu mă duci la Dubai și l-ai făcut da, tu. L-am făcut păi trebuia să-l faci la cuptor. Pentru că l-am făcut jumate cu jumate, știi? Păi că de ce? Avem o tigaică mică, l-am fert așa jumate pentru că mergem mâine pe la țară, pe acolo și... Ce mai rămâne din el acolo, nu știu ce mai rămâne.
Dacă ne punem pe el și ne ia foamea, înseamnă că nu mai ducem. Și acum ce fac? Fierbi bânderețele? Avem aici bânderețele. Să fiarbă. Da. Dar nu știu cât trebuie să, să-l lăsăm, Olga. Cât trebuie să-l lași? Trebuie să-l fiarbă. Mult. Mult, da? Da. De ce? Că așa e bine. Uitați-vă, fraților. Da, mai trebuie, mai trebuie. Suntem aici așa. Ce să vă spun, avem și niște sărmănuțe aici. Sărmănuțele da. Sunt gata și le-am mâncat. Le-am pus așa în tavă pentru că ciorba nu mai e prea scăzută ce am mâncat. Nu. Ce să vă spun, vă urez sănătate și numai bine din partea mea. Poți să stai jos. Mi-am gătat un original de la Strehaia. Nu ratați aceea ce filmăm, că nici nu știți ce pierdeți. Suntem pe canalul meu, Bogdan Originalul, și vă transmitem o bucurie de Crăciun să fiți alături de copiii voștri și de familiile voastre. Pentru că și eu sunt lângă doamna Olga aici, suntem împreună, ne simțim foarte bine. Din păcate că n-am ajuns acolo la Strehaia, s-ar putea să ajungem mâine, poi mâine, când de Dumnezeu și când putem. Și eu ar trebui să ajung în Germania, dar nu s-a putut. Pentru că trebuia să ajung până acolo, știți destul de bine care mă cunoaște și mă știți, că sunt cei dragi acolo, dar ne vedem pe vloguri care le facem, ne vedem pe site-urile ăștia, pe Facebook-uri, pe tot ce avem pe telefoane, putem ne contacta și ne vedem și atunci putem ca să ne mai treacă de dor, de iubire și de toate care se întâmplă în inima omului. Dar în schimb, suntem bine și sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu. Fiți alături de noi, că suntem și noi alături de noi. Ce să vă spun, așteptăm anul nou, pe care se schimbă anul. Sper că se schimbă în bine și să fim bucuroși de ceea ce am realizat pe anul vechi. Să le ducem pe anul nou, ca să ne bucurăm de ei și să fim fericiți, să construim ceea ce am făcut pe anul cel vechi, să mâncăm ce am făcut pe anul cel vechi, ca să trăim și anul ăsta cel nou și o veni și iar anul și iar anul și iar anul. Și uite așa trece viața omului. Pentru bucurați-vă de ea, pentru că anul care vine nu se știe cum o fi. Bucurați-vă de anul ăsta pe care vine și să fiți alături de cei dragi și mâncați sănătos. Urmăriți-mă pe vlogul meu ca să vă arăt mâncărurile cât de mai bune și sănătoase pentru voi și nu mai țineți banii la ciorap și nu mai puneți cum să vă spun eu vouă acum, să nu mai investiți în lucruri pe care nu vă aparține, pentru că noi suntem niște chiriași pe acest pământ. De exemplu, suntem chiriași într-o casă, suntem chiriași într-o mașină, pentru că la ora actuală plătești taxele la o mașină, la o casă plătești impozite și la urma urmii nu o să fie altă, pentru că toată lumea suntem acolo unde ne știm locurile noastre. Vă pup cu drag și nu uitați ceea ce v-am reprezentat. Da, și spun și eu la... Din experiența mea și din tot ce am petrecut. Spun și eu la toți banii noștri, Crăciun fericit, Dumnezeu să le dă bucurii, fericire, sănătate și noroc și să fie sănătoși cu toată familia, Doamne ajută că ne vizionează, Crăciun fericit!